Mersh, bine ați revenit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum am obișnuit, facem un videoclip cu produsele pe care le-am terminat în ultima perioadă. Și dacă tot anul acesta nu am reușit să ajung la mare, am aici o geantă pe care am cumpărat-o pentru a merge la mare, care este plină, plină, plină cu produsele terminate. Și o să începem fără să le categorisim de data asta, pentru că am foarte multe și sunt foarte albă. Să reglăm lumina puțin. Este puțin stricat cablul meu. Să-l iertați. Cred că se vede bine acum. Și am aici un maxi treat, un maxi trat. Este un detergent foarte, foarte bun de la UFE, de la Lidl. Miroase așa standard cu un miros de nenor albastru, aș zice eu. A avut 5 litri și am reușit să spăl cu el, cum zic ei, 100 de spălări, 100 de mașini de spălat, foarte bun. Încă un produs fără de care nu mai putem să trăim, este domestos. O să vedeți acum imaginea puțin distorsionată pentru că filmez cu camera frontală. Foarte bun, mi-a făcut mai mult decât cel verde. Miroase foarte puternic, dar îmi dă senzația că își face treaba foarte bună și atunci o să continui să-l cumpăr. Am cumpărat un Semana și l-am terminat. Acest miros l-am mai avut. Nu este prima oară când îl am. Este un miros dulce, floral. Și aici ei zic că este un sărut a violetelor. Și a avut 68 de spălări. Eu sigur am spălat mai puțin pentru că folosesc mult balsam de rofe. Și am avut și acesta de la Dankmit, în varianta albă. Am fost și să reciclez restul produselor de data trecută. Nu am făcut deloc un mirosit ăsta. Am fost numai 5 lei, dar miroase puțin la rancid, nu știu dacă asta e o problemă de a mea sau chiar așa am mirosit. După care, ce am mai avut? Cred că de curățenie cam atât. Dacă mai descoper ceva pe parcurs, o să introduc, am zis că nu o să împart în categorii pentru că am prea multe și o să dureze prea mult dacă le împart. Până la urmă sunt niște produse și nu, adică nu le laud, nu vorbesc de rău fără un motiv. Am avut această apă de gură, chiar am zis și Simone Bujor în videoclipul ei cu produsele terminate, este de la Lidl, Dentalux, foarte ok prețul, dar la același preț se găsesc și la DM, cele din Don Tudent, cred că se numesc, marca proprie DM. Ideea e că are gust prea dulce și a fost cam scârbos, nu puteam să rezist prea mult cu el în gură, cu ea, cu apă, dar nu o să mai recumpăr. Tot de la Lidl, care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, este acest sapun care face spumă de mango, de la Lidl. Eu știu că când eram mai mică și am început noi să ieșim prin baruri și așa în liceu, eu cu Xenia ne bucuram foarte mult când găseam un din ăsta șampon tip spumă. Acum nu mai are să vă arăt. Uite, așa arată spuma. Și mi se pare că catifelează așa mai mult mâinile, ca și cum ar avea și cremă împreună cu acest sapun. După care am un șampon de păr de la Avon, care a fost foarte ok. Am mai auzit fete care au zis că a fost nașpa, un litru are. Singura lui problema este că mustura foarte tare ochii. El conține și șampon și balsam, adică conditioner, balsam de păr, da? 2 în 1 cu floare de tiară și cocos. Nu știu dacă tiara, nu știu ce floare este. Așa arată ambalajul. Miroase foarte bine, după că are un litru, v-am zis. 700 de mililitri și s-a terminat greu pentru că Milana folosește mai multe deodată, după cum știți. O să iau câteva măști de față, pentru că au fost ceva. Uite, am aici mai multe. Cea mai mult mi-a plăcut asta, Radiance Recovery, care se pune sub ochi, este de la Skimono. Am primit-o într-o cutiuță Look Fantastic. Și am stat așa până n-am adormit cu masca pe față, dar foarte bine că sunt curățată pentru că am adormit cu tot cu ea. După care am un ambalaj de la 6 capsule, am terminat numai 2 până acum, dar mi-a plăcut foarte mult. Isana este brandul propriu a firmei Rossmann, care este concurența DM-ului în Germania, foarte faine, foarte, foarte faine, ca cele de la Ralu pe care le-am avut, eu le zic peștișor, se află așa într-un ambalaj de silicon și înăuntru se află acest ulei cu care
ne hidratăm seara înainte de culcare. Am unul care mi-a plăcut foarte mult, ambalajul, o mască de la Balea, Tush Mask, Be Soft. Este aceasta cu un iepuraș și faza faină este că, uite că am terminat zilele astea și o să vă arăt și cum arăta masca, căci această mască, am pus-o aici în ambalaj, este un desen de iepure, așa. Mi se pare foarte cute, sper că n-am fost creepy. Sper că vă plac tablourile mele noi. Le-a luat Mihai din Serbia. Am terminat altă mască, Star Skin VIP, de 7 secunde și se zice că conține 7 tratamente în unul. Această mască a fost puțin diferită, adică se pune pe un deget și se freacă toată fața cu ea. Și se zice că, hai să vedem dacă găsim în engleză, Seven Second Luxury All Day Mask is a new generation 7-in-1 beauty innovation that combines the ultimate 7-step skincare routine into one easy use. Și care sunt acele 7 minuni? Zice că este o mască inovatoare care combină cele 7 pași de rutina de îngrijire, care se utilizează foarte, foarte ușor. Și cei 7 pași sunt masaj, exfoliere, toner, serum, moisturizer, nu știu cum se numește, mască și make-up primer. Am folosit tot așa înainte de machiaj, mi s-a părut că chiar a făcut ceva treabă. Uite, o mască care m-a dezamăgit, dar nu știu cum se vadă, pentru că este transparent ambalajul, așa arată. Am găsit-o la DM, este o mască de hidratare, dar nu pot să zic că am observat ceva, are pH 5,2 și este o mască pentru față, tip șervețel, cu apă și cu liliac alb, care hidratează pielea și menține pH-ul pielii la un nivel optim. Am mai terminat o mască de la Planet Spa, de la Avon. Mi-a plăcut foarte mult și mirosul. Această gamă de la Planet Spa are așa un miros, nu știu cum să-l descriu. Un miros așa ca atunci când te duci la piscină și după aia mai faci un masaj. Nu știu de... Foarte soft, foarte... Uite, are... alge, extract de alge și este din, așa zic ei, mări din Grecia. Iar Mirana merge la mare fără să meargă. Masca individuală. Să văd dacă conține și ingrediente, pentru că am văzut cum se folosește și toți știm cum se folosește. Masează tenul până când esența este complet absorbită. Nu văd ingredientele. A, uite aici, apă, glicerină și multe alte lucruri pe care nu le cunosc. Iar după aceea avem și o sare de baie de la Balea, cam așa arată. Sunt 3-4 lei acestea și mie îmi place foarte mult să le pun în apă, dar după ce am cumpărat-o pe asta, mi-am dat seama că puteam să iau la 500 de mililitri sau grame, cea de la Balea, care nu e de la Balea, dar se găsește în DM, care este portocalie, verde și mov, adică portocale, măsline și lavandă. O să vedeți într-un videoclip. Cred că a apărut odată la mine în produse terminate. Un alt produs este această mască de păr. Acum am ring light pentru că este nouă seară. O mască de față de la Garnier din gama asta, Botanic Therapy. Dacă vedeți că sunt mânjită pe mâini, să știți că am încercat niște creioane. Este cu ulei de ricin, o mască fortifiantă pentru un păr care este chinuit, cum este al meu, de vopsea, poate. Și așa arată ambalajul, știți, culoarea asta 100%. După care hai să vedem dacă mai am ceva pentru păr ca să scăpăm de acest subiect. Și cred că doar asta mai urmează și da, suntem gata. Am acest balsam de păr pe care l-am primit, recunosc, de la mama. Și mama știe mereu ce e bun și mi-a trimis adică mi-a dat un balsam care este pentru descurcare instantă. Eu mă plângeam că după ce ne-am mutat, v-am mai zis și vouă, părul meu a început să usuce foarte tare, deși eu aveam probleme cu sebumul înainte. Însă, odată cu mutarea aici, la sat, apa fiind foarte, foarte dură, nu mai pot să-l descurc. Și acum am mai primit de la mamă un produs minune, care se folosește după spălare și nu trebuie clătit. Este de la Nature Box și da, este de la L'Oreal Elsev Dream Long, este la fel de bun și uite aici scrie chiar că e ambalajul reciclabil din plastic. Balsam de scurcare instantă cu cheratină vegetală și ulei de ricin.
Pentru păr lung și degradat. Al meu e doar degradat. Partea aia pozitivă nu avem cu lung. Am terminat un gel intim de la Nivea. L-am prezentat în produsele preferate. Mi-a plăcut foarte mult. Deși e puțin mai scump cel decât cele de la Avon sau Oriflame, mi-a plăcut mult. Pentru că este mai, cum să zic, consistența lui nu este atâta de apoasă. Cele de la Avon își fac treaba foarte bine și ele. Numai că sunt foarte apoase și nu-mi place consistența lor. Mi se pare că nu spală. Asta are o consistență normală a unui săpun lichid de mâini. Am terminat și aceste dischete de machiante. Știți că eu mă demachiez cu ulei, imediat vi-l arăt, însă îmi place uneori, na, am nevoie pentru toner de ele, unghiile le am cu gel, deci nu am nevoie pentru asta, dar îmi place să revin. Am un ulei care mi-a plăcut foarte mult, la fel de mult ca cel de la Nivea, de la Nove Age, de la Oriflame. O să păstrez sticluța pentru că mi se pare foarte utilă atunci când ai niște chestii care nu au un ambalaj cu pompiță. L-am primit de la iepurul meu, de la Denisa Nicolae și mi-a plăcut tare, tare mult și mai am un produs care l-am primit tot de la Denisa și l-am terminat. Însă vreau să încerc și altceva, așa că nu o să-l recumpăr. Vreau să-l încerc pe cel de la Bath & Body Works cu cămilița, cum se zice în română, mușețel, da, cu mușețel. Am terminat un săpun, în fiecare lună îl vedeți la noi. Știu că și la prietena mea, Alexandra Andrei, îi place tare mult acest DAP cu ulei de argan și a zis și ea că cu ulei de argan, eu îl am aici pe cel de, cu ulei de shea, cu unt de shea, deși și cel de argan este preferatul meu. Și am povestit și Alexandrei că cel cu ulei de argan, când am mutat, l-am pus în baie și mirosea efectiv tot holul când țineai baia deschisă. Tot din categoria produselor pentru casă, nu am mai găsit ceva ce nu mi-a plăcut deloc. Știți cum sunt acele uleiuri pentru hainele ca să miroasă, de la Kifra? Mai există și alte variante, bineînțeles, și eu am un de la Mr. Clean. Este o esență de parfum cu miros de flori. A fost oribilă. Adică, mirosea frumos, dar era prea mult. Deci, nu, într-o seară, efectiv, n-am putut să dormim cât mirosea și am pus câteva picături. Mai am câteva produse de să vă arăt care sunt pentru îngrijire, după care o să începem la machiaj, o să trecem la machiaj repede, pentru că am foarte multe de machiaj și problema este că sunt mărunte și nu. Știți voi? Cu mare tristețe în suflet, vă anunț că s-a terminat unul din parfumurile mele preferate, Versace Absolut, ăsta este Versace Bright Crystal, asta este varianta Absolut, mirosea foarte bine. Eu l-am simțit la o prietenă pe care mirosea și mai bine decât mirosea pe mine, dar i s-a terminat sezonul. Mi-a plăcut foarte mult și sticluța, dar nu colecționez sticluțe goale, deci dacă aveți pline puteți să mi le dați, glumesc. O să arunc cu șoset, o din asta, mănușă exfoliantă pe care o am de la Rituals, mi s-a părut destul de dură, mai am una care e mult mai, nu e atât de abrazivă. Ia să mă focusez eu puțin și să mai dau luminozitatea asta mai încet, pentru că mi se pare că numai la asta mă uit. Da, chiar îmi pare rău pentru că v-am zis că filmez seara și asta e problema. Deci asta de la Rituals din calendarul advent pleacă. Mai am câteva geluri de duș. Astea mai exact. Unul al Mihai cu care mi-am spălat eu pensulele. Și miroseau așa de bine. Și așa de sexy. Bine, l-a folosit și Mihai, eu îl furam de la el și m-am spălat și eu cu el. Mi-a plăcut foarte mult. Bineînțeles că toate gelurile de duș pentru bărbați și acesta este o invenție deosebită și anume este și pentru păr și pentru corp. Iar noi femeile trebuie să ne rezumăm la astfel de geluri de duș care sunt separate. E de la Oriflame Shower Gel cu o grădină magică. Și la fel de magică este și prietena mea, Denisa, pe care am cunoscut-o atunci când am fost în București. Ea mi-a trimis acest cadou înainte să ne cunoaștem. Și sincer vă zic cu mâna pe inimă că nu este un produs care să nu-mi placă din cele primite de ea. Mai termin acum un ser hidratant, mai termin acum încă o bază de machiaj
Am terminat asta și uleiul de machiant și chiar pot să-mi exprim acum părerea că ne-am testat. Și încă un gel de duș care mi-a plăcut, ambalajul s-a plăcut cel mai mult dintre toate, pentru că efectiv am folosit tot din el și am putut să-l agăț acolo de, cum se zice, pe chiuvetă, pe materie de la baie. Asta este tot un cadou de la prietena mea foarte dragă, Sandra Niculaescu, să nu zică că nu e și ea la fel de minunată și magică ca și Denisa, pentru că nu e cazul. Adică este la fel de magică, miroase foarte bine și este așa o femeie puternică cum e și Sandra, așa e și mirosul, pentru că cred că nu e o întâmplare că cum alegem cadourile prietenilor noștri, ulei de argan, un miros oriental, cum sunt toate produsele de la Tezorii d'Oriente. Am terminat un singur deodorant, pentru că eu nu merg la lucru și nu ies rar din casă, glumesc. Este de la Nivea, mai am unul pe terminate, tot de la Nivea. Acesta este cu flori de cireș, deși pe asta l-am început mai târziu decât pe celălalt. L-am terminat primul, celălalt e cu miros de cocos și puțin mai greu. Mie mi se pare că deodorantele cu miros de cocos sunt mai mult pentru iarnă. Am terminat o cremă de corp de la Bioderma, care au tot așa un ambalaj foarte mare, 500 de mililitri. Singura problemă este că are valabilitate numai 6 luni și mi-a mai rămas, nu se vede, dar mi-a mai rămas puțin și nu vreau să mai folosesc pentru că s-a schimbat mirosul. Produsele Bioderma sunt unele dintre preferatele mele, îmi plac toate, n-am o problemă cu niciunul, nu prea miros, uite s-a stins și ring light-ul, îmi pare rău. Nu prea miros, dar sunt foarte bune și am văzut că și mămicile îl folosesc. Adică îl folosesc pentru bebei, nu pentru ele neapărat. Am terminat un ser de față, care nu știu cum se numește, Son du Visage, nu știu, că nu știu să citesc în franceză, am zis mai mult în portugheză, bifazic, un serum antipoluare. Eu îl foloseam efectiv înainte de culcare, nu... Adică mi se pare că antipoluare ar însemna să mă trateze pielea după ce a fost expus la poluare sau înainte de a ieși în oraș. Am mai terminat un produs de la Denisa pe care l-am primit în acel swap, în care am făcut fiecare, am fost iepurașul secret a unei alte persoane și am terminat un scrub cu miere și lapte de la Oriflame. Așa arată, cred că este din gama Jordan in Gold, dacă nu mă înșel. Nu știu, fetele să-mi zică, mai ales Ralu, că ea se pricepe și Denisa, ele fiind reprezentante Oriflame. Fetele pe care vi le pomenesc, o să linkuiesc canalele lor în descriere pentru că le iubesc foarte mult. Este un exfoliant pentru corp, se masează pe piele și apoi se clătește. Mi se pare că, pentru că aici mai e puțin, miroase foarte, tot așa, foarte de iarnă, cumva. Pare rău că nu am ținut pentru iarnă, nu mai am niciun strop. Este cu zahăr. Și cele cu zahăr sunt foarte bune pentru că zahărul se topește și nu blochează țevile, să n-am probleme cu Mihai după aia să mă certe. Două creme de mâini am terminat, ambele foarte bune. Pe una a plăcut mai mult și am și tăiat-o ca să pot să o folosesc până la capăt. Este cu cupoa, cu nuci și vanilie. Este o cremă de mâini pentru iarnă, foarte grasă, dar foarte, foarte, foarte bună. De la firma asta, Kneipp, sau nu știu cum se citește, din Germania. Am primit-o într-un swap de la prietena mea, Andreea Laura, care nu mai face YouTube, dar pe vremea aceea făcea. Puteți să vedeți clipul, o să vă las aici, Mirana, să nu uiți, lasă aici cardul cu swap-ul pe care l-am făcut. Ea, nemai având canal, nu puteți să vedeți videoclipul ei, dar pe al meu, ca să vedeți ce am primit de la ea, puteți să-l vedeți și chiar vă recomand, pentru că am primit produse super faine și dacă sunteți sau aveți pe cineva în Germania, puteți să-l încercați. Și am mai terminat-o pe asta, de la Balea, cu 5 lei, foarte bună. Simona o tot recomandă, Simona Bojor, și eu are și Sabina și nu știu dacă nu și alte fete. Am terminat și acest minunat, minunat ulei bifazic, de fapt de machiant bifazic cu ulei, de la Melchior. L-am primit într-un
giveaway, pentru că sunt foarte norocoasă și câștig giveaway-uri, giveaway-uri. Și mi-a plăcut tare, tare mult. Păcat că a fost foarte micuț, 100 de mililitri. Tot asta nu pot să le iau pe avion, mă gândeam să-l păstrez. Am primit două și unul i-am făcut cadou prietenele mele, Cristina, care îmi face unghiuțele superbe. Și mai am un singur produs, două, trei, care nu sunt din categoria machiaj și după aia trecem pe la ultima categorie. Am filmat 21 de minute, e ok. Am terminat crema asta miniatură de la Baby Love cu SPF 50. Este pentru copii și chiar asta m-a tras la ea, dar mi se pare că avea puțin miros. Nu, nu mirosea nimic. Nu mirosea nimic și nu și pătat. Și erau super faine de luat în geantă. Am terminat preferatul meu parfum Frenesi. Este o copie foarte, foarte fidelă a Black Opium. Uite că mai găsit câțiva stoc, mi-am dat cu 10 parfumuri acum. Și mi-a făcut tare mult. Este Black Opium. Voi știți că este un parfum foarte comercial, nu știu dacă îl vedeți. Foarte, foarte comercial, însă eu sunt fana cafelei și Black Opium conține cafea. Avea numai 15 ml, dar am vorbit cu Luminița Avram, expertă parfumurilor. Cred că este persoana care știe cel mai multe parfumuri din lume. Glumesc, dar din România mi se pare că e chiar cea mai bună. Și e foarte nouă pe YouTube. Dar, nu știu, mă fascinează și mi-a mai recomandat câteva parfumuri și are și ea un canal de YouTube. O să vă las linkul în descriere și o să vă las și sus un clip în care povestește despre parfumurile cu note de cafea. Am terminat și o pastă de dinți, că ne și spălăm pe dinți din când în când. Acum avem trei începute la baie. Una Colgate pe care o folosesc eu cu carbune, una pe care o folosește Mihai Sensodyne și una de copii. Aia de copii groaznică. Este, ați mai văzut această pastă de dinți, n-are sens să o pomenesc, de la Parma, și foarte bună, îmi place. Și mai am o mini, 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 mini cremuță, cam atâta e, pe care am primit un calendar advent de la Balea și este cu Q10. Am văzut că Diana de la Couple Without Filter a recumpărat-o în versiunea mare și consider că merită, dar mi-am cumpărat ceva de la Giro Vitale, așa că nu mai dau bani și pe asta. Am terminat un fond de ten de la Giordani Gold, este unul din preferatele mele. Este al doilea pe care îl termin, pe asta l-am primit, deci eu aveam unul care avea efect matifiant, însă înainte de a pleca în Portugalia în 2020, Portugalia care nu s-a mai întâmplat pentru că se întâmpla fix în ziua când am intrat în lockdown, prietena surorii mele m-a rugat să-i cumpăr și ei, pentru că eram și eu reprezentant Oriflame, un fond de ten de la Giordani Gold și am procedat așa cum mi s-a cerut și am rămas eu cu el, noroc că aveam aceeași nuanță. Am terminat, să se vadă că asta chiar e pe terminată, e destul de uscat, un ruj de la Victoria's Secret. L-am primit de la draga mea prietena Biljana, dacă se uită la acest clip, îi mulțumesc. Este Color Drench, un luci de buze, care de fapt e un ruj care se face mat, este magenta. Dar este foarte uscat deja, l-am folosit intens vara asta. O să arunc, dar n-am terminat și nici nu prea le-am folosit. Două rujuri de la Sephora pe care le-am luat din impuls. Nu îmi place nicio culoare, dar n-am putut să văd culorile pentru că erau sigilate și erau la 10 lei și ce face Milana când vede reducere, o ia razna. O să vă arăt acum culorile, niciuna nu e pe stilul meu pentru că sunt sidefate și văd că cât au avut valabilitatea, nu știu dacă scrie, nu cred că scrie, eu nu văd cel puțin, dar eu le am, știu sigur, din 24 ianuarie 2019, pentru că atunci știu că era zi liberă când ne-am dus la mall și erau reducerile acelea de iarnă, vedeți? Astea sunt culorile astea, două de mijloc, dar bineînțeles că nu se focusează pentru că camera frontală nu știe să focuseze, dar vă dați seama, așa unui roz așa sidefat și unui portocaliu, dar nu se vede bine în imagine. Am terminat preferatul meu balsam cel de toate zilele și este preferat pentru că, uite mai atât are, pentru că este balsamul din liceu cu miros de pepene și cred că costă 5 lei, până în 5 lei. Mai am câteva rujuri pentru că am făcut curățenie, am zis.
v-am zis într-un daily vlog care o să apară ulterior, am terminat acest ruj. De fapt, l-am terminat. Mai am 10 rujuri roșii și am decis să-l arunc pe ăsta care e de mult. Ăsta este de când am început eu să urmăresc fete pe YouTube și am primit primul meu calendar advent de la Tehnic, de la Mihai. Și așa arată. El foarte faină nuanță. Și ăsta e nou, dar o să-l arunc pentru că l-am folosit de câteva ori și nu pot să-l dau nimănui. Dar este oribilă culoarea pentru mine, nu mi se potrivește deloc. Nu știu dacă se observă, stați să mai încerc să fac aici un swatch. Nu o să nu după aia să... Deci este foarte deschis, este mai deschis decât buzele mele și mă face să par ca o fantomă. Aș putea să-l combin cu ceva, dar nu mă chinui pentru un ruj care a costat foarte puțin. Îmi pare rău dacă vi se pare că sunt risipitoare, dar asta este deviza mea în viață. Ce nu-ți place, dai mai departe sau renunți. Ca și la oameni, de altfel. J'adore, o de la Dior, o mostră care am primit-o în pachetul de la Sephora atunci când mi-au făcut fetele cadou. Este un parfum care nu e pe placul meu deloc, dar am terminat mostra. Și mai am două mascara. Și am terminat. O să încep așa, cu acest primer de la Catrice. O să vă las și aici sus link-ul, atunci când l-am comandat, în aprilie 2020. Foarte, foarte mișto, deci simți așa puțin cum îți strânge față și mie îmi dă de înțeles că îmi curăță față de sebum ca să pot să aplic un machiaj rezistent după aceea sau să rămân cu un machiaj rezistent după aceea. Mi-a plăcut. N-am terminat, dar nici nu mai am capac. Un creion foarte dubios de la Revlon. Mi se duce... S-a oprit glașul care tocmai a picat. Este un creion pentru sprâncene, dar vi se pare și vouă, nu? Că e prea gros. Deci el este efectiv ca să pui așa sub sprâncene o culoare. Dar culoarea asta este atât de neopacă încât n-am ce face cu el. L-am mai folosit, am încercat, dar nu știu, nu m-a încântat. Plus că și-a schimbat mirosul, nu știu, mirosea vechi, efectiv, ca pudrele alea sau rujurile alea vechi. Am terminat două, cum zice, rimele, două mascara, care m-au plăcut ambele foarte mult și m-am despărțit foarte greu de ele. Primit de la Andreea Echim, în swap-ul nostru, în care ea mi-a trimis mai multe cadouri decât i-am trimis eu ei. Ceau, Andreea! O să vă las aici link-ul, de fapt, cardul cu canalul ei și cu videoclipul cu ce am trimis eu și după care o să vă las și clipul meu. Canalul Andrei în descriere. Este un mascara care mă gândesc că nu a fost mai mult de 10 lire. Nu zic că ar fi puțin, dar știi ce vreau să zic. Și este singurul mascara pe care l-am avut vreodată, care este waterproof. Ce o să fac este să păstrez periuța, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este o periuță siliconată. Și are, nu știu, arată ca un arici. Hai să pun aici, să nu uit, să nu-l arunc. Și este foarte bun și l-am testat odată, am plâns. Ce mă laud eu că am plâns. Am plâns la un moment dat și chiar a rezistat și foarte, foarte bun, îmi place mult. Și acesta care este categoric top 1 și ăla e top, în top este numărul 2, de la Maybelline False Lashes. De fiecare dată când l-am portat, am primit foarte multe complimente de la fete și foarte multe întrebări dacă cumva am gene false. Așa arată și este foarte uscat acum, dar nu știu cum să vă zic. Deci făcea niște gene atât de lungi. Nu știu dacă se vede acum. În fine, ați înțeles ideea. Vi-l recomand cu mare drag. Oricum cel de la primer nu o să-l găsiți la noi. Niciun primer, nu știu dacă e permanent acolo. Dar vi-l recomand. Încercați-l. Este în jur de 50 de lei și nu o să regretați, categoric. Știu că l-a încercat și Simona Bujor și ea n-a fost impresionată. Dar acum, probabil depinde și de, nu știu, textura genelor pe care le aveți și de cât de lungi, scurte, gri, negre sunt. Și vă mai prezint ultimul produs, un blush pe care recunosc că nu l-am folosit foarte mult, pentru că, nu pentru că nu mi-a plăcut, că nu e vorba de asta, vorba e că am avut prea multe și am folosit altele, așa arată. Opa! O să vă arăt acum, deci cam așa arată, nu se vede. Nu e foarte pigmentat. Este așa un bej mai mult, mie îmi place mai mult să am roz în obraj și...
Da, este de la Flormar. Și da, scrie că este mat. L-a aplicat. Martebea a fost sortită. Cam atât. Dragilor, am 30 de minute de gunoi. Îmi pare rău că clipurile astea de empty sunt atât de lungi, însă îmi dau seama că este foarte bine așa, pentru că așa ne dăm seama cât de mult consumăm și că ar trebui să reducem. Eu v-am pupat zilele astea, filmez și un daily vlog, așa că mă duc să termin încă un clip, pentru că sunt machiată de azi dimineață și acum e 9 ceas o seară și vreau să termin cu un Q&A, ca să am videoclipuri pregătite pentru voi, pentru că urmează o perioadă mai și mai agitată din viața mea. V-am pupat, vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți alături de mine, înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales că am reușit să mă monetizez și ne auzim la un nou video.